Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cezar Zanfir, sudul Angliei, 1 noiembrie. Astăzi un filmuleț scurt despre o metodă, mă rog, mai primitivă, mai rudimentară de sublimare a acidului oxalic, deci practic de tratament cu acid oxalic. Ce vedeți aici este o lancie, un instrument de sublimat acid oxalic cu alimentat la o baterie de 12V, o să vă arăt cu o mică cuvă acolo. Am introdus, o să spunem așa, într-un corp pe care nu-l mai folosesc. El va fi așezat, așa cum vedeți, peste colonia de albine, pun acid oxalic aici, sublimează, se creează vapori în acest spațiu, corpul va fi acoperit cu o folie, peste care, bineînțeles, o să pun și gratia asta Hahnemann ca să îmi țină vaporii în interior. Deci, vaporii vor merge în jos în familie, astfel încât omogenizarea tratamentului se face foarte bine. Deci nu o să am o zonă cu mult acid oxalic și zone mai puțin tratate, să spunem așa. Practic, prin crearea acestei zone cu vapori, albinele simt acid oxalic sublimat și prin ventilație încearcă să-l scoată afară și în felul ăsta se tratează toate intervalele, pentru că, așa cum știți, stupii mei în general ocupă cam toată cutia și sunt interesat să pătrundă vaporii, oxalicul să pătrundă în toată cutia. Dau o mică pauză să-mi iau masca, bineînțeles că sunteți nevoiți să purtați mască corespunzătoare pentru acizi organici. Este o mască foarte bună, nu vă zgârciți la bani, chiar dacă costă un pic mai mult, încercați să vă luați lucruri de foarte bună calitate, după cum vedeți, e o mască foarte bună aceasta. E mai greu pentru cei care poartă ochelari ca mine, dar nu e nicio problemă. Dau o mică pauză, cum spuneam, și revin să vă arăt exact cum fac și sublimarea. Așa, am revenit. Adăugăm oxalicul. Știți foarte bine, oxalic dihidrat. Încărcăm cuva. Hai să vedem dacă se vede ceva. Turtim un pic. Îl compactăm, adică un pic. Așa. Am terminat și acum să vă arăt și cum fac efectiv. Puneți întotdeauna capacul pe oxalic pentru că absorbe apa, tinde să absorbe apa. Ia să vedem dacă dumneavoastră vedeți ceva aici. Ca de obicei, nu știu de ce, dar se înclină singur, nu știu. În sfârșit, acum se vede mai bine, da. Luăm folia. Cam așa sunt albinele mele la 12 grade. Așezăm corpul în care avem lancia de sublimare. Și conectăm la curent.
o să vedeți cu, o să înceapă sublimarea. În momentul când o să înceapă, eu o să acopăr. O să acopăr corpul cu folii ca să împătrundă tot oxalicul în interior. După cum vedeți, este o metodă rudimentară, o metodă înceată. Nu o recomand pentru stupine mari, bineînțeles. Pentru stupinele mari vă trebuie ceva profesional. Dar pentru stupinele mici, nu văd niciun inconvenient. După cum vedeți, sublimarea a început. O să las doar un pic așa să observați sublimarea și după aceea, da? O observați, da? Gata. Trebuie să acoperim acum. Deci, ce se întâmplă aici? Lancia mea sublimează în interiorul corpului. Albinele simt, cum vă spuneam, vaporii și încep să ventileze vaporii în jos. Lucrul ăsta duce la ca să pun o greutate așa ca să bate și vântul e urâțel la noi. Asta e situația. De aproape o săptămână avem vreme foarte urâtă. Azi am prins și eu câteva ore cât de cât, adică să nu plouă, și am venit să finalizez, că am făcut la majoritatea, mai am 4. Tratamentul cunoașteți, 3 aplicări din 3 în 3 zile. De fapt, 3 zile pauză, a 4-a zi aplica, da? Deci 3 aplicări consecutive, tot a 4-a zi. 3 zile, a 4-a zi aplicăm. Șubările băgate, bineînțeles. Cam așa arată OZN-ul ăsta al meu. Ia uitați-vă că a început să iasă vaporii de pe peste tot, să spunem așa. Ia uite, vedeți? Iese și pe zona de sus, o să iasă și pe ordiniș. Ideea este că cu această metodă, cu toate că e mai rudimentară, mai nu știu cum să vă zic, îmi iese și pe la capac, nu știu de ce. Cam iese pe aici, pe undeva. Nu contează foarte mult, important este că albinele să-mi ventileze și să-mi tragă vaporii în toată colonia și apoi, de fapt, scopul acesta fiind. Durează sublimarea cam un minut și ceva și să zicem răcirea andrelei de sublimat durează vreo minut jumate. Deci cu totul la un stup durează cam 5 minute. Cum vă spuneam, este foarte încet, este foarte lent. Dar pentru stupine de până în 50 de stup nu este mare problemă, adică într-o jumătate de zi sau în 2 reprize, câteva ore dimineața, câteva ore seara, ați rezolvat. Vă arăt cam cum este și în interiorul acestui corp, ca să vă dați seama cam despre ce e. Cam despre ce e vorba. Cam așa stau lucrurile cu sublimarea acidului oxalic. Mă opresc aici. Puteți să râdeți cât vreți, cei care nu vă place de ce fac eu.
Poate că aveți și motive, de ce nu, dar din punctul meu de vedere, tratamentul cu acid oxalic este obligatoriu. Dacă nu sublimat, măcar prin picurare la lipsă totală de puiet. Cam atât acum, vă las. Mai am un pic și pe că se întoarce iar ploaia. Mai am câțiva stupi și termin și eu. Sănătate, o zi bună și vă mulțumesc foarte mult că alocați timp să urmăriți filmulețele mele și să-mi scrieți comentarii. Sănătate multă, la revedere!